Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunt bucuros de faptul că ați ales să veniți în casa lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că suntem sănătoși ca să putem veni și că avem o motivație suficientă pentru ca să alegem să venim fiindcă toți cei care sunteți aici, ați ales să fiți. Și cei care nu sunt, marea lor majoritate, au ales să nu fie. Viața este plină de alegeri. Și în urma acestora urmează consecințele. Consecințele întotdeauna sunt direct proporționale cu alegerea făcută. În această dimineață, avem sărbătoarea binecuvântării copiilor, a noilor născuți, prin rugăciune. Noi credem că numai adulții pot lua decizie personală să-L urmeze pe Domnul Isus, decizie care este confirmată și pecetluită de botezul în apă. Copiii fiind inconștienți în prima parte și apoi relativ inconștienți de realitățile vieții, nu sunt chemați și nici lăsați să ia decizii pentru viața lor, fiindcă nu au această capacitate. Motiv pentru care pentru ei se face rugăciune. Și prin rugăciunea aceasta Dumnezeu și numele Lui este pus peste ei. Având această sărbătoare, vrem să călăuzim, să îndreptăm predica înspre părinți care au responsabilitatea să-i crească pe copii și să-i educe. Lucru care nu este ușor, deși este nespus de frumos. Măreția și frumusețea statutului de bunic, este tocmai primirea celei de-a doua șansă de a contribui la educația nepoților, învățând din scăpările calității de părinte. Tocmai de aceea este, există dulceața aceasta în bunicărie, dacă îmi permiteți. Pentru că, ca și părinte, ai fost foarte ocupat, foarte stresat, la o vârstă la care ai înțeles realitățile vieții așa cum le-ai înțeles. Ai fost extrem de aspru datorită responsabilității, lucru care nu se mai pune în cazul bunicilor. Statutul de bunic este unul dulce, frumos și nespus de minunat. În dimineața aceasta, pentru câteva minute, aș vrea să vorbesc despre arta de a-ți influența copiii. Este o artă, este un har, este un privilegiu, este o onoare și este manifestarea unei capacități care este puțin înnăscută și mult dobândită. Copilăria este special pregătită de Dumnezeu pentru educație, motiv pentru care copilul este mic și se raportează la părintele său pe care îl vede foarte mare, cu respect și cu subordonare. Atitudini obligatorii când trebuie să înveți de la cineva. Când un copil este conceput, existența lui începe pentru eternitate și nu se mai termină niciodată. Lucrul acesta ne pune în situația să îi primim pe copii cu o mare responsabilitate, fiindcă ce punem în ei le afectează nu doar viața de 70-80 de ani, ci eternitatea. Atunci când mă gândesc la arta de a-ți influența copiii, mă gândesc la câteva lucruri concrete bineînțeles, nu la toate cele care ar putea fi amintite în contextul acestui subiect. În primul rând, aș vrea să spun câteva cuvinte despre influența prin educație. Asta înseamnă să-ți înveți copiii. Educație înseamnă influență și influență înseamnă educație. Conducere înseamnă influență și influență înseamnă conducere. Toți oamenii care reușesc să influențeze pe cineva, îi educă și toți oamenii care îi educă pe cineva îi influențează. Atunci când influențezi un om, îl educi și atunci când educi un om, îl influențezi înspre ceva anume. El va deveni ceea ce tu vrei să devină într-o oarecare măsură. De ce este nevoie de educație? Este nevoie de educație pentru că educația este porunca lui Dumnezeu. Învață pe copil. Educă-l pe copil. Biblia nu spune învață-l pe adolescent. Nici nu spune învață-l pe tânăr, nici nu spune învață-l pe adult. Biblia spune învață-l pe copil pentru că omul, când este copil, este pregătit să primească ce îi spui, rău sau bine. Marea problemă este că copilul nu are capacitatea să selecteze învățătura. Și dacă e rea, el o primește ca și cum ar fi bună. Pentru că el are încredere în tata și în mama. De aceea, competența și caracterul când e duci sunt esențiale. Trebuie să ne influențăm copiii pentru că e porunca lui Dumnezeu și trebuie să ne influențăm copiii pentru că copiii se nasc într-o natură stricată. Știu că termenii par contradictorii, gingășia acestui copil și predicatorul să spună că au o natură stricată. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, spune David în Psalmul 51, versetul 5. Copilul, deși arată așa de frumos și este drăgălaș, vine în lume cu o puternică înclinație înspre rău și cu o puternică tendință să-și formeze obiceiuri rele pe care părinții nu le învață și nu le cultivă. Vine în lume cu o dorință de viață neevlavioasă și determinat să se revolte împotriva oricărui sistem de autoritate inclusiv împotriva părinților. Ieri îi spuneam nepoțelului meu să nu facă un anumit lucru și nu l-a făcut pentru că nu l-a făcut, dar și-a manifestat fizic nemulțumirea și-a făcut așa. <coughs> și-a plecat, dar a plecat foarte nervos. N-a avut încotro, știa că după aceea urmează ceva mai neplăcut decât să renunțe, dar până la urmă a renunțat, dar a fost foarte revoltat pentru că i-am interzis. Lua un ceas și îl lovea de masă până când urma să-l strice. Copilul are o tendință să facă ce nu-i voie. Nu-l învață nimeni să facă ce nu-i voie, dar are în el, în natura lui. Fiecare copil născut în lume are o natură stricată. Spune cuvântul, nebunia este lipită de inima copilului. În societatea aceasta care adoră animalele și copiii, Biblia vine cu un mesaj greu de acceptat. Natura copilului este stricată și nebunia îi stă lipită de inimiuță, de inimioară. Mai mult de atât, Biblia spune în Isaia 48:8, "Știam că vei fi necredincios și că din nașterea ta ai fost numit răzvrătit. Sunt valențe ale vieții umane pe care Biblia le anticipează și le spune părinților ca să le considere. Asta nu minimalizează frumusețea, gingășia, măreția unui copil, dar trebuie să ținem cont că el are o înclinație temperamentală, involuntară și inconștientă, care este scris în genele lui, care sunt afectate de păcat și, dacă îmi permiteți, sunt depravate și stricate. Este natura omului care are nevoie de mântuire, nu-i cazul lui, pentru că e inconștient și nu poate gestiona mântuirea. Dar când va deveni conștient după vârsta de 14-15 ani, atunci el trebuie să răspundă afirmativ la mântuirea lui Dumnezeu, altfel păcatul care până atunci e doar potențial, va deveni activ în viața lui și el va intra sub incidența vinovăției. Și dacă în clipa aceea va muri, merge în iad. Dacă în clipa aceasta moare, nu merge în iad. În al treilea rând, pentru că Dumnezeu vrea ca acest copil să fie fericit și să-și onoreze părinții. Dragii mei, una din două trebuie să fie frântă. Ori voința răzvrătită a copiilor, ori cinstea părinților la bătrânețe. Una dintre ele se va frânge. Fie voința copiilor va trebui să fie frântă în copilărie, prin educație și disciplină. Fie inimile părinților vor fi frânte de rușine când copiii, făcându-se mari, vor alege un mod de viață stricat, care va necinsti onoarea lor de oameni care au avut 20 de ani copilul să-l educe și dă vina pe școală care l-a avut câteva zile și pe biserică care l-a avut câteva ore. E o copilărie să acuzăm biserica și școala că nu ne-a educat copiii în câteva ore care le are la dispoziție, în timp ce ziua și noaptea, pentru 20 de ani, copilul stă cu noi. Educația nu e încredințată bisericii. E o invenție școala duminicală. E o invenție bună. Dar să știți că nu este invenția lui Dumnezeu. Invenția lui Dumnezeu pentru educația copilului este tata și mama. Și dacă ei nu-și fac slujba, este o așteptare înșelată să spere că cineva le va prelua rolul de părinte educându-le copilul. Nimeni nu are autoritatea și privilegiul lor. Nimeni nu are timpul lor și disponibilitatea lor niciun sistem de educație din lume. Întotdeauna copilul reflectă într-o oarecare măsură, cel puțin, dacă nu în mare măsură, calitatea educației pe care a primit-o de la tata și de la mama. În general, părinții care își educă copilul într-un sistem strict, copilul când devine părin, copilul acela când devine părinte se duce la extrema cealaltă și spune destul m-a bătut pe mine tata și mama, eu o să fiu foarte îngăduitor cu copilul. Copilul care este crescut într-un mediu îngăduitor, 99% nu va ajunge bine. Și când va ajunge mare, va aborda cu copilul un regim strict de viață, pentru că va ști din proprie experiență unde l-a condus pe el relativismul și lipsa educației și a disciplinării părinților. Dacă Dumnezeu ar fi cu noi îngăduitor, fără limită și permisiv, fără măsură, noi ne-am jucat cu Dumnezeu și ne-am face de cap. Știm că El ne cere socoteală de viața noastră. Ne temem de El, ne temem de autoritatea Lui, ne temem de, de iad, dar în același timp îl și respectăm pentru bunătatea Lui. Dumnezeu nu e slab, Dumnezeu e bun. Părinții slabi sunt o cea mai mare problemă pentru propriilor copii. Dragostea și slăbiciunea nu sunt asemănătoare. Există o diferență imensă. Despre Eli se spune că fiii lui s-au făcut vinovați de lepădat și el nu i-a oprit. 1 Samuel 13 cu 12. De asemenea, despre David, ni se spune că nu și-a educat copiii. Scriptura spune că păcatele fiilor lui au adus rușine lui David. Vă dau câteva exemple. 2 Samuel 13 cu 12. Fata i-a zis, nu frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel. Nu face mișelia asta. Dar mișelia a fost făcută, și rușinea a căzut peste toată familia lor. Capitolul 16, versetul 22. Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țitoarele tatălui său în fața întregului norod. Și rușinea aceasta a venit peste casa lor. Atunci împăratul, cu tremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții, a plâns pe când mergea zicea fiul meu Absalom, fiul meu Absalom. Rușinea aceasta și durerea aceasta a venit peste casa lor. Adonia s-a semețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și a pregătit care și călărești și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl lui nu-l mustrase niciodată în viața lui și nu-i zisese niciodată pentru ce faci asta. Adonia de altfel era și foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Observați că copiii în care nu se investește educație, ci doar hrana ca să crească, copiii care nu-s disciplinați, Copiii cărora nu se nu li se spune asta nu-i voie. Și totuși, dacă își permite, trebuie să fie pedepsiți. Că la fel face și poliția când treci pe roșu. Și la fel face și judecătorul când face o infracțiune. Ei bine, părinții care le dau copiilor care le dau senzația că pot face orice. Copiii vor înțelege că în lumea în care au intrat fac orice, și vor, când vor trece dincolo de granița familiei și în Biserică vor face orice, și nu i va putea opri nimeni. Iar părinții, vor conduce învățătorii de școală duminicală și pe pastori și pe oamenii de ordine la frustrarea că nu pot zice nimic copiilor lor. Pentru că dacă ei acasă le permit să facă orice, și la biserică pot face orice. Și la școală vor încerca să facă orice. Și peste tot în viață vor încerca să facă orice. Pentru că acesta este semnalul greșit care îi va nenoroci în mare măsură, dat de propriilor părinți. Oameni buni, noi trăim într-o lume cu reguli se circulă pe dreapta, se stă la culoarea roșie a semaforului, sunt reguli care trebuie respectate. Nu vă distrugeți copiii dându-le impresia că pot face orice. Spuneți-le că au intrat într-o lume în care nu mai sunt singuri ca în pântecele lui Maică -sa, unde nu-i polițist și nu-i semafor. În afară sunt polițiști și semafoare, sunt reguli și principii pe care trebuie să le respecte. Ajutați-i să aibă respect pentru reguli. Altfel, vor crește cu o notă de răzvrătire ieșită din comun și restul vieții se vor lupta cu oamenii care reprezintă autoritatea. Nu vă distrugeți copiii. Asta nu înseamnă dragoste, înseamnă ignoranță și înseamnă o educație foarte greșit înțeleasă sau absența ei. responsabilitatea educației copiilor este a părinților. Pentru că Scriptura spune în Deuteronom 6, 6 și 7 și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta și să le întipărești în inima copiilor tăi. Observați, trebuie să le ai în inimă și apoi să le întipărești. Ce șansă au copiii ai căror, a a căror părinți n-au poruncile lui Dumnezeu în inimă să primească învățătura lui Dumnezeu? Nici o șansă. Părinții se vor bucura că copiii pot bea o bere de mici, se vor bucura că la școală îl lovește primul și zice, bă, tu să vii acasă mai bine cu poliția la spate decât cu salvarea în față. Măi, acasă să vii bătându-l pe altul, nu, nu fii îmbătut. Astea sunt principii pe care părinții le implim, imprimă în mintea copiilor lor de mici. Mă, nu te lăsa, dă-i primul. Și multe altele asemănătoare, copiii se bucură de un astfel de sistem de educație, pentru că natura răzvrătită în care s-au născut se potrivește la un astfel de sfat. Dă-i primul. Și toată viața asta face. Țipă primul, se enervează primul, dă primul, înjură primul și primul merge în iad. E aspră predica, dar mai bine o predică aspră decât o consecință aspră. Frații mei, e o teribilă responsabilitate să ai în brațe un copilaș pe care îl iubești atât de mult în, încât e greu să-l pedepsești. Însă credeți-mă, dragostea care te oprește să-ți pedepsești copilul este o dragoste greșit înțeleasă. Dacă Dumnezeu ar face la fel, n-ar mai exista iad și rai. Sunt părinți care au mai mult timp să-și să -și dreseze câinii și să-și spele mașina decât să-și educe copiii. Copii a căror educație o încredințează mâna internetului și a televizorului. Au timp să meargă, să se recreeze. O jumătate de oră sau o oră dedică sportului zilnic sau la două zile. Lucru necesar în societatea noastră sedentară și plină de tot felul de lucruri grase. Dar, întreb, ce se va întâmpla cu el că mâine, poi mâine, se însoară? Și când îi vei spune, nu face așa, spune, lasă tată că știu eu. A trecut vremea în care trebuia să-mi spui. Oamenii lui Dumnezeu, există o artă în a-ți educa copiii prin influență. Și prima influență este influența prin educație, adică să-i înveți pe copii. A doua influență este influența prin exemplu părinților, adică a le arăta ceea ce înveți. Cea mai mare piedică în calea educației nu este altceva decât un exemplu negativ al propriului părinte care îl învață pe copil să nu fumeze în timp ce el fumează, să nu înjure în timp ce el înjură, să nu vorbească urât încât el vorbește urât cu soția lui, cu mama copilului, de când s-a născut copilul. Să vină la biserică timp în care el nu vine. Păi ce spui, copilul nu aude, pentru că ce vede este influențant. Nimic nu -l poate descuraja pe copil mai mult decât un părinte care face rău în timp ce pretinde de la copil binele. Copiii au o mare sensibilitate împotriva ipocriziei părinților. Eu nu știu dacă dumneata citești Biblia acasă, da copilul dumitale știe. Știi cât de devastator e pentru viața lui când aude la biserică că părinții ar trebui să citească Biblia cu copiii, să-i cheme la rugăciune și multe alte aspecte ale vieții moral-spirituale. Și el știe bine că Dumnezeu ca părinte, nu face asta? Știi că el în inima lui spune, dacă așa stau lucrurile, ce fel de tată este tata? Copiii au o sensibilitate exagerată împotriva ipocriziei. Ei sunt foarte sinceri și drepți. Ei nu suportă nedreptatea și ipocrizia. Și sunt șocați că au nimerit în casa unor părinți care spun una și fac alta. Viitorul lor este pecetluit pentru întotdeauna datorită exemplului negativ al copilului. Nimic nu e mai devastator decât un exemplu negativ împerecheat cu un sfat bun. Când copiii lui David s-au făcut mari, au făcut lucruri pe care le-a făcut el. Spuneam mai devreme și aș vrea să repet că regele David, care a fost un mare bărbat, unul dintre oamenii cu care se laudă Dumnezeu, a avut greșeli capitale. Dumnezeu l-a iertat, dar el a avut greșeli pe care Dumnezeu le-a iertat, dar copiii nu. Și pentru că copiii nu le-au iertat, le-au repetat. Și uitați-vă ce se întâmplă în casa lui David. Fratele își necinstește prin viol sora. Fratele își omoară fratele. Fiul, își necinstește țitoarele propriului tată și în casa lui David este un infern. Dumnezeu ne iartă, dar copiii nu. Copilul poate să ierte un accident, dar nu poate, nu poate ierta un păcat repetabil. Nu poate ierta o greșeală de caracter care se repetă zilnic. Și aia îl influențează mai mult decât sfaturile date duminica de pastor. Poate veți crede că predica mea este prea de tot, dar când copiii dumneavoastră se vor face mari, felul în care se va purta va confirma dacă predica de astăzi a fost prea de tot sau altceva a fost prea de tot. Cum poate fi un părinte exemplu personal având în primul rând disponibilitate? Nu-ți poți educa copilul în afara timpului și nici în timp ce dormi sau mănânci. Scriptura ne spune că trebuie să fii disponibil. Deuteronom 6 6 la 7. Cuvântul Domnului care l-ai în inimă trebuie să îl înveți pe copil. Nu l-poți învăța decât dacă timpul acesta îl consumi în felul ăsta. Noi suntem niște oameni foarte aglomerați. Computerul și televizorul îl educă mai bine pe copil. Oamenii ai lui Dumnezeu, computerul și televizorul nu ne educă copilul, ci doar îl ține ocupat nu-l educă pe copil. Un singur, o singură persoană poate educa copilul. Tata și mama. Restul îl pot influența câte puțin. Știți că uneori un pastor este apostrofat de unii părinți din biserică pentru că pastorul este exigent cu copilul lor? Dar nu exigent exagerat, ci exigent normal. În sensul, dacă pastorul atrage atenția unui copil ca încălcat o regulă a bisericii, sunt părinți care vin la pastor și îl întreabă cum și-a permis să facă asta. Puteți crede lucrul ăsta. Și pe pastor se pune o mare presiune pentru că în biserică încearcă să țină regulile lui Dumnezeu după cum e absolut normal, copilărește de normal. Dar pentru că tata și mama manifestă responsabilitatea acasă, vrea să aducă sistemul acesta al. Dezordinii și în biserica lui Dumnezeu și în școala unde copilul învață. Oamenii lui Dumnezeu, gândiți-vă cu maturitate la aceste lucruri. Pentru că noi suntem adulți și ar trebui să ne raportăm cu responsabilitate de adulți la niște copii care sunt inconștienți. Să nu îi îndreptăm înspre anarhie, că de asta vor avea parte. Să îi îndreptăm înspre disciplină, înspre reguli, înspre verde și roșu. Verde dute, roșu stai. Trăim într-o lume a regulilor. Oricum putem face ce vrem 70-80 de ani, dar nu suntem veșnici pe pământ. Vom ajunge într-o zi în fața lui Dumnezeu, dând socoteală pentru neglijarea culorii roșii a semaforului. Păcatul de comitere și pentru netrecerea pe culoarea verde a semaforului. Păcatele de omitere. Al doilea lucru care trebuie să-l aibă un părinte pe lângă disponibilitate este implicare. El trebuie să se implice, nu doar să fie acasă, că degeaba e acasă dacă face bătături la degete cu telecomanda la televizor, el trebuie să știe toate știrile, trebuie să vadă toate meciurile de fotbal, trebuie să vadă toate show-urile, dar atunci întreb eu, când va avea timp să se ocupe de copil, să citească Biblia, să se roage, să vină la rugăciune și la studiu biblic, la seminarii și la serviciile divine? Nu vreau să fiu din cale afară de aspru, dar Dumnezeu și dumneavoastră ați vrut ca eu să fiu la acest microfon, Tocmai ca să repet aceste cuvinte pe care le ieri le-a spus el, și mâine le va spune Dumnealui. Învățarea. Asta înseamnă cunoașterea și înțelegerea scripturilor. Instruirea. Asta înseamnă ajutarea copilului să facă ceea ce a fost învățat. Disciplinarea. Asta înseamnă corectarea cu fermitate. Mila nu elimină calitatea lui Dumnezeu de a pedepsi. Suntem noi mai buni decât Dumnezeu? Nu, suntem mai slabi decât Dumnezeu. Disciplinare înseamnă corectare cu fermitate și consecvență. Nu-i spune n-ai voie să pui mâna aici și odată lași, odată nu. Că dacă odată lași, odată nu, îi vei da un mesaj amestecat. Dacă polițistul odată te lasă să treci pe roșu, odată nu, ce vei face data următoare? Vei trece pe roșu crezând că este rândul îngăduinței. Hrănire, realizarea și menținerea unui mediu afectiv, plin de dragoste, plin de politețe, plin de respect. Copilul nu trebuie pedepsit sau corectat cu ură, cu nervi, că noi suntem prea puternici să lovim un copil de o jumătate de metru și să nu-i facem răul. Dacă suntem prea nervoși, spuneți-i așa du-te acum în camera următoare și eu o să te chem și o să te întorci înapoi. Ia 5 sau 10 minute, așteaptă să streacă treacă nervii, nu vorbi cu el nervos, că te faci de rușine. Nu-l pedepsi nervos, că îl nenorocești pe copil, îl schilodești. Lasă-l să stea în camera aia 5 minute, 10 până te liniștești și apoi cheamă-l și spune-i, ai știu că n-ai voie să fac asta? Da. De ce ai făcut-o? Am greșit. Tati, pentru greșeala aceasta trebuie să fii pedepsit. Așa face Dumnezeu cu mine, așa fac eu cu tine. Vină cu aceea. Dumnezeu așa face cu noi și nu-i slab și nu-i rău, Dumnezeu este corect și ne disciplinează cu atitudinea asta. Nu e Dumnezeu un exemplu pentru noi ca părinți? Ba da, de ce nu luăm exemplul Lui? Prefer să nu spun. Modelarea cu integritate. Arătarea cu fapta la ceea ce explicăm cu vorba ne dă, atrage respectul copiilor față de noi. Ce ziceți dumneavoastră despre predicatorul care predică, dar nu face ceea ce predică? Îl ascultați greu, nu? De ce îl ascultați greu? Pentru că nu puteți să suferiți pe cineva să vă spună ceea ce el însuși nu face. Dar nu vi se pare că copiii sunt puși în aceea situație cu noi? Nu vi se pare? Nu vi se pare că suntem în situația lui Popa care spune și nu face? S-a dezvoltat vorba aceea, când predici, îmi vine să nu te mai lasă cobor de la învon de frumos ce predici. Dar când vă cu trăiești, îmi vine să nu te mai lasă să te urci de rău ce trăiești. E bine, vorba asta din lumea predicatorilor, să o mutăm în lumea părinților. Dacă este adevărat cu frum părinte, vă întreb, ce șanse mai are să accepte educația de la un om care și-a pierdut dreptul să mai educe prin faptul că, în mod repetat, face ceea ce pe copil nu-l lasă să facă? Influență prin disciplinare Asta înseamnă a corecta Nu doar a învăța și a arăta Cuvântul e derivat din același cuvânt Discipol Ce înseamnă să fii discipol? Înseamnă să te lași învăța de un mentor Ei, copilul este discipolul lui părintelui Discipolul părintelui care are calitate de mentor Părinții au calitate de mentori Însă dacă sunt prea permisivi sau prea agresivi, mentorarea lor este ineficientă. Ce ai zice dumneata dacă eu, în calitatea de mentor, nu te chem niciodată să spun că greșești, nu te chem niciodată să te instruiesc, nu te chem niciodată să-ți arăt și pur și simplu te las în pace. Unde vei ajunge? Păi nu mai avem nicio relație și înțelegi că n-am interes. Dar dacă atunci când te chem te înjur și te lovesc, Păi te muți la altă biserică, evident, cu mine n-ai nicio șansă să colaborezi. Cât de eficientă este mentorarea mea cu pasivitate sau cu agresivitate? Este absolut ineficientă. Niciodată părinții care sunt permisivi sau agresivi nu pot fi eficienți, fiindcă copilul își închide inima și se ascunde de influența tatălui. Biblia învață pe părinți să-și disciplineze copiii pentru faptele rele din următoarele motive. În primul rând pentru că îi iubim. Cine cruță nu iaua, își urăște copilul. Asta e spusă de Dumnezeu care este cea mai inteligentă persoană din univers, nu de psihologii americani care au nenorocit legile acestei țări. Cine nu folosește nuiaua cu copilul, îl urăște, pentru că, ne urân, pentru că ne iubim copiii. Trebuie să-i pedepsim atunci când merită. Nu cu ură, nu cu nervi, nu cu agresivitate, ci cum ne pedepsește Dumnezeu pe noi. Zice Biblia, pentru că te iubesc, te pedepsesc. Ciudată afirmație, dar e dreaptă. E ciudată datorită mentalității noastre greșite. Noi am vrea când greșim, Dumnezeu pentru că ne iubește să nu ne facă nimic. Dar Dumnezeu ne educă. Nu se lasă manipulat. Așa cum fac uneori părinții. Nu numai pentru că iubim, trebuie să-i disciplinăm, ci și pentru că au nevoie de disciplină. Repet un verset spus mai devreme. Nebunia este lipită de inima copilului. Atenție! Cine dezlipește nebunia de inima copilului? Uite ce spune Dumnezeu. Nu iaua dezlipește nebunia de inima copilului. Încearcă să o dezlipești cu altceva. Apoi, pentru că le formează caracterul nu iau și certarea, dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Îmi vei spune, frate Luigi, trebuie să fiu ca un polițist când merg acasă, nici de cum. Trebuie să fii ca un mami și ca un tati, ca un tati și ca un mami, doar atât. Dar când e vorba de educație, când e vorba de disciplină, când e vorba de influență, trebuie să-ți faci datoria. Pentru că Disciplina îi conduce la viață veșnică. Nu cruța copilul de mustrare, că dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Pentru că îl iubești, ți se pare că moare dacă îl pedepsești, dar nu îi se întâmplă nimic. Cu partea aia unde stă pe scaun, poți să-l lovești liniștit, că nu îi se întâmplă nimic, nu devine nervos cum te învață psihologul. Nu-i atingi nu știu ce centri nervoși și se îmbolnăvește de nu știu ce, pe la 30 de ani, cum te învață psihologul. Nu, nu, nu. Pedepsește liniștit că nu-i se întâmplă nimic decât își dezvoltă caracterul. Și asta te va cinsti grozav. Al patrea influență, închei cu ea, nu explic doar o enunț, influența prin iubire. Asta înseamnă a ajuta. Influența prin educație, a învăța. Influența prin disciplină, a arăta, influența prin exemplu părinților, a ajuta și influența prin dragoste, prin iubire, a hrăni. Dragii mei, noi toți ne iubim copiii mai mult decât oricine, pentru că este dorința noastră să-i avem și când Dumnezeu ne dă, avem în Sufletul nostru o bucurie care nu se poate exprima în cuvinte. Dar asta nu trebuie să ne facă pe noi niște părinți manipulați de propriul copil și de propria dragoste. Dragostea care manipulează se numește pasiune și mulți tineri se nenorocesc din pasiune, alegându-și în mod greșit partenerul și mai târziu spune n-am știut ce aleg. Nu faceți așa ca și părinți. Iubiți cu o dragoste care e controlabilă, care este logică, o dragoste care, are, care e principială, nu cu un emoționalism care face din copii niște șefi în casă și ei hotărăsc toate lucrurile. Sunt părinți a căror casă e condusă de copii. Oameni buni, Dumnezeu nu ne lasă pe noi să conducem împărăția, deși ne iubește, deși ne iartă, deși ne mântuiește. Și a lăsat privilegiul conducerii pentru el. De aceea nici noi să nu-i lăsăm pe copii să ne conducă casa și să nici nu să nu ne facă planuri. Noi trebuie să conducem familia. Cea mai mare criză a Americii este criza de bărbați. Nu de masculi, de bărbați. Și a doua mare criză a Americii este criza de părinți. Dumnezeu să ne binecuvinteze, în mod special pe cei patru părinți, și apoi pe noi toți care suntem părinți, bunici și așa mai departe. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.